Românului și voluntariatul bucovinean. În sensul că toți cei care s-au consacrat, s-au dăruit acestei societăți, vieții și activității acestei societăți, au făcut o muncă de voluntariat. Nu au avut de câștigat material sau din alt, decât moral, din postura de a fi fost președinte sau membru sau sau altceva, sau binefăcător al societății. Și în acest dicționar o să vă regăsiți multe dintre dumneavoastră aici și o să aveți plăcerea să fiți imortalizați și ca membri ale societății pentru cultura și creatura română în Povina. Dânsul a introdus aici nu numai pe cei din țară, membri din țară, dar și pe membrii societății pentru cultura românească Mihai Eminescu, întrucât între cele două societăți există un protocol de împrățire, pe care de altfel își public aici, semnat de doamna Alexandrina Cernova, de timpul când dânsa era președinte acestei societăți, într-o deplasare noastră la Rădăuți. E cam acesta cuvântul meu, cam lung, periculos, de scuze. Acum, cred că autorul avea de completat ceea ce ne-am zis. Da, e cumva mai interesant. Laude pe care nu le merit, nu insist. Sigur că această carte a pornit la acest eveniment legat de jubileul 100 cetățeanii a societății. Însă, pe parcursul elaborării, am realizat o chiar imediat. Am realizat și n-am mai fost părăsit până la sfârșit, nici acum consider că care aceasta nu este gata, de un sentiment consider că este potrivit să ne comunic și dumneavoastră acum, este vorba de sentimentul omului sub istorie. Omului sub timpul, omului suprem. Se spunea, deci nimic nou ca idee, însă atât de pregnant am putut trăi acest sentiment în elaborarea acestei cărți, încât m-a dominat. Și într-o anumită formă, ceea ce a ieșit este marcat de acest sentiment. Mi-am dat seama. Bogați, săraci. Profesor universitar, simpli țărani. În unele cazuri, analfabeți. Bărbați, femei. Câteodată, chiar de etnii diferite. Oameni care au trăit drame existențiale, unii de-a dreptul tragedii. Istoria zbuciumată acestui pământ n-a lăsat pe nimeni neatins. Alți prelați, preoți, oameni credincioși, oameni care n-au ajuns să-și explice rostul lor pe acest pământ, nu s-au putut lămuri într-o omenească, se pot descoperi, se pot vedea din perspectiva unei organizații a societății civile. Din perspectiva unei organizații care i-a unit pentru limbă, pentru neam, pentru civilizații, pentru demnitate națională. Aproape toate elementele acestea ar putea fi rezumate ușor și semnificativ sub ideea de demnitate națională. Vă spun că este absolut fascinant. Mi-am dat seama că acest volum, volumul 2, este într-un fel un parastas. Dacă ne putem imagina așa, ne putem imagina un parastas absolut meritat de acest oameni. Iar aici este pomenul. Sunt trecute persoane, oameni, în viața lor pământească. Foarte mulți nu mai sunt. Foarte mulți nu mai sunt pomeniți. Multora, deși și-au durat monumente temeinice, cimitire. Și am în vedere nu numai cimitirul din Cernăuți, dar și în alte locuri pe unde i-a dus soarta. Nici piatra nu mai rezistă. Numele prin cruce nu le mai rezistă. Ori noi avem toți de câștigat dacă acești oameni, dacă viața lor, măcar pentru o clipă,
în această solidaritate națională, în această pornire a lor spre voluntariat, în munca lor, în afara profesiunii, în afara familiei, în afara obligațiilor care vieții, câștigului vieții de zi cu zi, au făcut-o atunci. Vă asigur că este pe viitor și vă asigur că sunt aici oameni și modele umane care ar putea fi oricând exemplu pentru ceea ce se petrece cu noi astăzi, că înțelepciunea și inteligența a fost și pe vremuri și este și acum, că emoțiile și nenorocirile și atunci și acum. În concluzie și pe scurt, dominat de acest sentiment al istoriei care apasă în experiența trăirilor direct și cu experiența lecturilor în domeniu, am fost sau n-am fost vrednic să tipăresc aceste volume. Mi-au rămas din planul inițial și probabil că în viitor o să reușim un volum de documente care era planificat să fie aici în lucrarea deja făcută, dar pentru că s-a întins foarte mult, ne-am dat seama că va trebui să-l facem separat. Poate că și ăla va fi interesant. Nimic n-ar însemna mai mult pentru mine decât să știu că această a folosit cuiva. A folosit cuiva care și-a găsit bunicul aici, a folosit cuiva care a găsit o dezlegare pentru o întâmplare care până acum era necunoscută, sau pur și simplu pentru cineva care a zis, băi, uite, într-un sfert de pagină, tot era ceva. Vă mulțumesc foarte mult! Și vă mulțumim și cartea este o povară, ca care probabil va arăt și va dori foarte mult să viață. Doriți să mai spuneți ceva despre mesager? Felicitări de autor și de